dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Bună dimineața, dragii mei. Bună dimineața de aici, din platoul Super Dimineața. Vă mulțumesc că și în această dimineață sunteți alături de noi să vedem cum răsare soarele. Nu-l vedem la propriu, la mine aici în studio, el răsare în fiecare zi, pentru că eu îl iubesc și bineînțeles că răsare la mine în suflet. Și mi-aș dori din suflet să vă răsară la fiecare dintre dumneavoastră în fiecare dimineață. Pentru că dacă îți încep ziua cu super dimineața, nu poți să ai decât o zi superbă. Cu toată bunăvoința noastră și cu toată dorința noastră de nu a mai vorbi despre aceste vremuri grele prin care trecem, că din păcate nu putem să facem abstracție de această pandemie, batovina sobată. Foarte mulți dintre cetățenii, dintre români trec printr-o perioadă, și nu doar românii, tot mapamondul este în această situație, trec printr-o perioadă foarte grea. Mulți dintre noi și-au pierdut locul de muncă, mulți dintre noi, pentru că foarte multe întreprinderi s-au închis, pentru că foarte multe restaurante, baruri, săli de evenimente, deocamdată nu pot să-și deschidă activitatea. Toate acestea ne afectează, nu pe noi doar consumatorii, cel mai mult antreprenorii. Și dacă antreprenorii nu pot să plătească, bineînțeles că cetățenii au de suferit. Totuși, statul a venit în ajutorul acestor antreprenori pentru a nu-și pierde, să spunem, continuitatea, nu a-și pierde, le-a oferit un fel de susținere, dar indirect banii au fost alocați prin antreprenori pentru cei care lucrează în aceste firme, care pentru moment și-au oprit sau restrâns activitatea, după caz. Județul Hunedoara, grav afectat de pandemie, economia județului Hunedoara este, din păcate, foarte afectată, dar este și pe locul întâi, pe locurile primare, nu este o chestie de lăudat că avem foarte mulți șomeri, dar este de lăudat că cei de la AJOFM și-au făcut treaba și peste 20.000 de hunedoreni au primit acei bănuți care vin din partea statului. Șomajul tehnic, despre care tot vorbim, 75%. Pentru a primi date concrete, să vedem cine a beneficiat, câți au beneficiat, am rugat-o pe doamna George Tatomuța, directoră executivă a AJOFM Hunedoara, să vină alături de noi în platou să ne povestească, în primul rând, date și pe urmă să vedem ce înseamnă să fii femeie la conducerea unei instituții într-o perioadă atât de complicată. Bună dimineața, doamna Georgeta, și mă bucur că ați venit alături de mine așa de dimineață, pentru că noi, având o emisiune de matinal, este în direct și este așa mai greu să vii la 7:30 și să și dai drumul așa direct la informații. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. De fapt, vreau să mulțumesc tuturor instituțiilor media pentru modul în care au diseminat toate comunicatele noastre de presă. E foarte important pentru că în această perioadă am avut foarte multe de transmis, atât publicului cât angajatorilor, și ne-ați ajutat. Vă mulțumesc foarte mult, s-a muncit foarte mult la AJOFM în perioada asta. Și am avut un feedback datorită informațiilor dumneavoastră, un pozitiv sau un negativ, și o să vorbim mai încolo, o să vă explic în ceea ce constă acest feedback. E important până la urmă să primim aceste informații și să venim în sprijinul cetățenilor. După ce ați transmis toate comunicatele noastre, am avut de la angajator mesaje foarte bune și colegii mei au fost foarte mândri că au fost lăudați, și eu pe toate canalele și pe toate, absolut toate posturile, am spus ce colegi minunați am. Sunt niște oameni care au muncit foarte mult și
faptul că îi cunosc atât de bine, faptul că am mâncat o pâine, am trăit o viață acolo, sunt din 90, o să ajungem și acolo, sunt să din 92 în instituție, da. Poate că ne-a ajutat să ne organizăm foarte bine, să ne închegăm foarte bine echipa și să ajungem la rezultatele pe care le avem astăzi. Dacă în luna martie am avut 11.242 de persoane care au beneficiat de șomaj tehnic, la luna aprilie până astăzi pot să vă spun că am în evidență 25.128 de persoane este plătite. Este un număr foarte mare la nivelul județului nostru. Bineînțeles că au beneficiat de șomaj tehnic toți angajatorii care au sediu social al firmelor în județul Hunedoara. Există persoane angajate la firme care au sediu în alte județe și aici am avut foarte multe telefoane în care aveau tot felul de informații. Noi putem să dăm informații și putem să ajutăm toți angajatorii din județul Hunedoara și persoanele care lucrează la firme din județul Hunedoara. După toate emisiunile și informațiile pe care le-ați transmis dumneavoastră, am avut surpriza oarecum neplăcută, să zic așa. Zilnic ne sună oameni la agenție, zilnic sunt oameni necăjiți care, până la urmă, activitatea de ocupare și activitatea noastră nu se adresează unor oameni care se lăfăie și duc... Exact. La noi vin oameni care au așteptări de la noi. Vin oameni care au nevoi, care se așteaptă să li se rezolve o problemă în timp real. Și asta tot am încercat să transmit colegilor mei. Și, într-adevăr, cu toții au perceput mesajul așa cum trebuie și au reacționat și au făcut echipă și am făcut plățile cât mai repede. Fac o mică paranteză. Să nu ne imaginăm că în poarta JOFM-ului bat doar oameni necăjiți, săraci. Nu. Sunt oameni care au avut o viață săraci normală și peste noapte, din păcate, au rămas fără niciun venit. Acum știți cum e. La fiecare dintre noi, viața ne oferă și surprize. Sunt oameni care, într-un anumit moment al vieții, într-un anumit punct, au o problemă. Fie că își pierd locul de muncă, fie că doresc să-și schimbe locul de muncă, fie că au terminat o școală, mă refer la tineri, că tot acum, în perioada asta, se termină școlile și avem câteva acțiuni, o să vă spun despre acțiunile pe care încercăm să le facem online cu școlile. Și atunci, omul se adresează instituției numită JOFM. Serviciul public de ocupare, de fapt, cum toată lumea îl numește, care nu înseamnă doar plăți, nu înseamnă doar ajutor de șomaj, nu înseamnă doar o simplă repartiție, mediare, așa cum am învățat-o eu acum mulți ani, nu vreau să vă spun câți. De fapt, vă spun, 28 de ani, înseamnă mult mai mult. Și vedeți dumneavoastră, pe lângă toate aceste lucruri, în momentul în care din 16 martie a intervenit starea de urgență și am avut acele opreliști până la urmă normale, s-a îngreunat activitatea noastră, am încercat totuși să funcționăm, am încercat să luăm legătura... Că la toate instituțiile. Exact. Știu că ați lucrat în weekendul de 1 mai ca am să... Am lucrat în mult mai multe weekenduri. În weekendul de 1 mai a fost un pic așa un mare boom, pentru că angajatorii deja transmițând online documentele în 1, 2, 3 mai s-au adunat foarte multe și în momentul când ai 4-500 de cereri de șomaj tehnic trebuie să faci ceva. Noi în 5 deja am început să facem plățile, dar să știți că în spate e o muncă asiduă și sunt ore multe. Și am o curiozitate, totuși ați ajuns, mă rog, sărim un pic peste, deși o să revenim la subiect, ați ajuns la conducerea instituției într-un moment în care nimeni nu înțelegea ce se întâmplă pe mapa mond. Erau cazuri excepționale pentru toată lumea. Adică nu exista un istoric nici în instituțiile statului, nici ca funcționar, chiar dacă aveați o vechime în AJOFM considerabilă. Totuși, ce a însemnat acea clipă în care trebuia să faci ceva nou și totuși se pare că v-ați pus foarte repede pe picioare? Care a fost clicul care a dat drumul așa de repede? Pentru că ați fost printre primele județe care ați făcut plăți la acel șomaj tehnic care era ca o fata Morgana, să spunem. Nimeni nu avea încredere în el.
Da, din păcate cred că asta în viața mea, asta este motto. Întotdeauna nimeresc în momente super dificile și le iau ca pe o provocare. Sunt în instituție din 1992. La ora actuală mai e un coleg din același an cu mine. Toți colegii care au venit și sunt în momentul acesta în instituție au venit după mine, motiv pentru care îi cunosc foarte bine. Faptul că, îmi place mie să spun, am lucrat și împreună am muncit, am mâncat aceeași pâine, da? M-a învățat și am avut eu de câștigat să îi cunosc foarte bine, să le înțeleg toate dorințele, să le înțeleg toate nemulțumirile. Noi am avut până în momentul acesta vreo 11 directori, adică wow. Eu am prins ca și cea wow. mai veche din instituție, da? Bun și rău, deopotrivă, le mulțumesc tuturor până la urmă, pentru că am observat de la fiecare am luat câte ceva bun sau rău și atunci în momentul în care am preluat instituția, am preluat conducerea instituției în 27 ianuarie, nu m-am așteptat într-adevăr să vină, da, exact, prima mea ședință cu colegii mei a fost una atipică. Le-am transmis atunci, nu vreau să fiu un director de genul director, vreau să rămân colegul vostru și în toate mesajele pe care eu le transmit colegilor mei, asta le spun. Nu am nicio problemă, stăm împreună, muncim împreună, am stat până la 7, la 8 seara, în agenție, n-am nicio problemă a suna angajatorii. Colegii mei au perceput mesajul meu, au înțeles că, de fapt, e momentul unei schimbări. E momentul în care viziunea mea de director era alta față de ceea ce aveam noi și atunci au înțeles că, de fapt, trebuie să facem o echipă, au înțeles că sunt colega lor, rămân colega lor și încerc să le reprezint interesele, în același timp să conștientizăm și să facem cât mai mult bine și asta e menirea noastră până la urmă. Despre serviciul public de ocupare eu pot să vă vorbesc foarte mult pentru că iubesc această meserie, vă dați seama, sunt de la 19 ani în instituție și îmi place foarte mult să lucrez cu omul. Eu apreciez foarte mult și stimez foarte mult pe toți cei care lucrează în sistemul privat. Consider că au provocări mult mai multe decât noi. Munca cu omul, știți și dumneavoastră, este cea mai frumoasă, dar e cea mai grea. Da, știm. E cea mai grea. La noi în instituție nu vin oameni foarte, să vin zic cu așa, probleme. Cu probleme. Și atunci e normal să fie recalcitranți, supărați. Exact. E o provocare în fiecare zi. Eu obișnuiesc de multe ori și colega mea, care acum mi-a promis că ne urmărește de la secretaria, știe, răspund la telefon. De regulă iau telefoanele sau problemele mai importante și să știți că nu avem întotdeauna telefoane de mulțumire. Mulțumirile vin așa, mai rar. În schimb, oamenii au tot felul de probleme și atunci e o provocare și o satisfacție extraordinară profesională în momentul când ai plecat acasă să știi, da, am făcut un lucru bun astăzi, am ajutat pe cineva. E greu. Și știu sigur și dau din casă ca de obicei, că da, pentru asta suntem la Super Dimineața, aici dăm secrete din casă. Nu este de fapt un secret, pe o rețea de socializare, la un moment dat, la una din știrile publicate de noi, un comentariu. Eu sunt din Craiova, nu am primit banii de șomaj, este o minciună. Mă rog, un cetățean nemulțumit care nici nu avea nicio legătură cu județul Hunedoara. Doamna director a pus mâna pe telefon, a sunat angajatorul și măi mamă, eu ți-am virat ție banii. De ce omul spune că nu i-a primit? Dar cine ești tu de la capătul firului? A, directorul de la JOFM Hunedoara. Mă scuzați, îmi sună imediat contabilul. Asta a fost una din întâmplări, au fost foarte multe de genul ăsta. Omul a revenit, femeia, de fapt că era o femeie, da. A revenit cu comentariile și a mulțumit conducerii a JOFM Hunedoara. Și în toate postările, acum să știți că ne laudă și ne transmite felicitări. Dacă sunteți antreprenor, puteți oricând să fiți sunat de doamna Georgeta Tomunța, director executiv la JOFM Hunedoara, pentru că se pare că pune la funcția de director încă ține birourile așa în frâu, să spunem. Până la urmă, da, ce înseamnă funcția de director? Haideți să ne lămurim un pic. Pentru mine director nu e doar așa o chestie director. Eu v-am spus, le-am spus colegilor mei, rămân, sunt, am fost și voi fi colega voastră.
Director, până la urmă, e așa o chestie, o funcție. Revenire la emisiunea de ieri pe care am avut-o cu domnul prefect, în care am povestit despre funcționarii publici și am spus că discutam în emisiune că nu mai avem funcționari publici de carieră. Uite, mai sunt, spunea și domnul prefect, că mai sunt cazuri, oameni care se dedică aceste meserii și chiar dacă meseria, vă dați seama, de la 19 ani, de când lucră într-o instituție, a evoluat odată cu acea instituție, uite, ajunge să găsească rețeta succesului la un moment dat și să reușească să strângă în jurul dânsei o echipă frumoasă și să scoată din fiecare. Era ușor să facă o limpezire, pentru că, în general, suntem obișnuiți, atunci când se schimbă conducerea, să cernem cine rămâne și cine pleacă. Nu s-a întâmplat asta. Și uite că se pare că la JOFM Hunedoara asta este rețeta succesului. Să scoți din fiecare om ce este mai bun. Știți ce surpriză am avut în această perioadă cu pandemia? La început, când m-am angajat, eu eram o echipă foarte sudată. Chiar țin minte că noi nu aveam calculatoare decât unul singur în Deva și veneau colegi din tot județul și rămâneam să-i ajutăm să culegem dosare de șomaj. Era o întreagă vânzoneală pe acolo, pe la instituție. Aveam colegi care dormeau pur și simplu pe canapea în biroul directorului din Valea Jiului, să bage acele dosare de șomaj în aplicație să-și ia oamenii banii. Era un colectiv foarte unit. Probabil că eu, în momentul acela, la 19 ani, fiind în sistem, am luat tot ce a fost mai bun din acele momente și am suferit în timpul anilor când am văzut că lucrurile încet, încet riscă să aibă o altă turnură. În momentul acesta însă colegii mei din ianuarie încoace tot asta încerc să-i promovez și să le arădau cezarului ceea cezarului. Muncesc foarte mult și tot timpul îmi spun, nimeni nu ne-a lăudat. Pe noi nu ne-a lăudat nimeni. Dar noi chiar într-adevăr facem și vedeți noastră, omul până la urmă reacționează după feedback-ul pe care îl are și pe modul cum se comportă lumea cu el. Dacă eu țip sau dacă cineva țipă la mine, eu nu mai pot să funcționez. Și tot asta spun. Am avut într-adevăr și noi anumite episoade din instituție. Peste tot, în toate familiile există discuții. Nu. Vorbesc de episoade de-a lungul anilor în instituție. Și am observat, colegii mei, în momentul în care sunt tratați într-un anumit mod, nu mai reacționează. Ei, în momentul în care avem o altă atitudine, în momentul în care văd că într-adevăr sunt alături de ei, ei sunt niște oameni minunați, sunt niște oameni care fac față oricăror provocări. Totuși, trebuie să fie și ei acolo să simtă că sunt cineva lângă ei. E aproape de ei. Și am avut surpriza extraordinară în momentele acestea. Am plecat la 7, la 8 de acasă, am lucrat în weekenduri, să vină ei la mine și să spună, e nevoie, rămânem. Geta, știi, venim și noi. Deci, pur și simplu, a fost lucru care pentru mine a însemnat foarte mult. Am aici o problemă, în schimb, eu aproape m-am mutat la serviciu. Și ajunge și acolo. Dragii mei, în continuare insist, primim ceea ce dăruim. Eu o spun în fiecare dimineață și deocamdată teoria mea se confirmă. Scurt, te rog, cifre. Câți bani s-au dat și ce urmează să se întâmple, dar foarte pe scurt, că vreau să ajungem și okay la următoarea parte. Da. Astăzi pot să spun că am plătit deja 2834 de solicitări pentru 25.128 de persoane, iar ca sumă peste 33.700.000. Asta pentru șomaj tehnic. Pentru luna mai, în continuare se va plăti șomajul tehnic. Începând cu luna iunie, așteptăm și noi să primim ceea ce va urma, codurile CAEN, că deocamdată încă nu au fost comunicate, pentru care dintre activitățile care nu vor putea să funcționeze începând cu luna iunie, le vom plăti în continuare șomajul tehnic. Ce ne dorim? Și așteptăm și noi foarte mult ca lucrurile să intre cât de cât în normal. Avem cursuri
care vrem să dăm drumul la, vrem să le reluăm, avem cursuri suspendate în acest moment, vrem să pornim anumite cursuri, avem, acum să mă și laud din nou, avem două proiecte depuse așa, cu pandemia, cu toată nebunia, sâmbăta la serviciu și așa mai departe, două proiecte pentru Valea Jiului, a fost deschisă o linie de finanțare. Ne dorim să câștigăm acele proiecte și să venim în sprijin oamenilor, să ajutăm oamenii. Concret, întrebare de blondă. Ce înseamnă, de exemplu, astăzi suntem în 27 mai, ca să înțeleagă toți telespectatorii. Încă o zi ar mai merge, că astăzi suntem, azi miercuri, da? Deci mai este joi și vineri. Ajo Femei Hunedoara încă mai primește dosare aceste două zile pentru șomajul tehnic pe luna aprilie, da? Da. Bun, trecem în noua lună. Începând cu 1 iunie, primim toate cererile de șomaj tehnic pe luna mai. Bineînțeles că v-au venit din nou cu 1 iunie, chiar dacă e zi liberă. Vă spuneam că le primim online și, nu știu, da, e posibil să lucrăm și de 1 iunie. Și aici o să poată depune toți antreprenorii care nu au avut activitate pe timp sau care au declarat că au angajați în șomaj tehnic. În luna mai, din informațiile care le am de la JOFM, de la ITM Hunedoara, și pe această cale vreau să-i mulțumesc lui Adi Bostoc, ne-a ajutat foarte mult și avem într-adevăr o colaborare foarte bună. Numărul a scăzut, deci încet încet lucrurile încep să se pună în mișcare, încet încet lucrurile încep să funcționeze normal. Nu mai avem un număr atât de mare de contracte suspendate. Nu pot în momentul acesta să fac o presupunere câte vor fi, dar anticipăm că vor fi mult mai puține față de luna aceasta. Sperăm. Și concret, șomajul tehnic va continua și pe următoarea lună pentru firmele pe care anumite nu societăți, au voie. Da, da, da. Pe luna iunie vor primi șomaj tehnic societățile a căror coduri CAEN, a căror domenii de activitate nu vor începe să funcționeze. Așteptăm și noi de la o zi la alta să ne dea ca și de la NOFM să ne dea ca și propunere, ca și document legislativ exact pe anumite coduri CAEN, pentru că vedeți noastră, sunt societăți care au mai multe coduri CAEN la o firmă, da? Fie are, de exemplu, producție, dar are și o pensiune. Și atunci e un pic greu de făcut diferență și de apreciat ce și cum va fi. Așteptăm și probabil, adică cu siguranță vom primi astăzi, mâine documentele și vom vedea exact. Sper că am fost foarte explicit, dar dacă aveți întrebări, dragii mei, pe site-ul AJFM Hunedoara găsiți toate informațiile, iar telefon. Puteți să scrieți mesaje, să întrebați și dacă nu, în ultima instanță, chiar puteți suna la AJFM să primiți informațiile necesare. Trecem mai departe. Pandemie, nepandemie, se depun, ai spus, aveți două proiecte depuse. Hai să le luăm un pic pe fiecare, dar așa scurt. Două proiecte care sunt de fapt identice, adică identice. Se adresează Văijiului, a fost o linie deschisă, am spus nu punem una, punem două. Agrez ideea de a lucra pe proiecte, agrez ideea de a veni în sprijinul oamenilor, de a veni în sprijinul celor care au nevoie de noi, agrez ideea de a aduce ceva bun în județ. Și atunci, împreună cu echipa, pe lângă toate nebunile noastre, sâmbăta pe la ora 11-12, spre disperarea soțului meu, căruia îi mulțumesc că mă suportă, am mers la serviciu să dăm drumul la proiecte. Dorim să cursăm oamenii de acolo, să încercăm să-i ajutăm. Știți că Valea Jiului e o zonă în care, din cauza mineritului, au rămas foarte multe persoane fără loc de muncă. Și am zis să facem ceva, să venim în sprijinul persoanelor care au nevoie de noi, să încercăm să îi recalificăm, să le oferim anumite servicii. Sperăm să ne și iasă aceste proiecte. Punctajul este foarte bun, așteptăm într-o lună, două, să primim rezultatele și să le demarăm. Concret, linie de credit este un proiect făcut de AJFM Hunedoara pentru bani de la fonduri europene. Banii cu care vor fi plătiți profesorii, muncitorii sau cum să spun, lectori, vom care organiza vor cursuri, da, cursurile respective, da, da. Ca să înțeleagă toată lumea. Vom organiza cursuri, persoanele care vor intra la noi în grupul țintă vor primi și anumite subvenții. Avem
tot în proiect niște parteneriate cu primăriile și dorim să le atragem să ne ajute în diseminarea informațiilor. V-am spus, pentru mine e foarte importantă diseminarea informațiilor, pentru că noi nu putem să fim atât de vocali și atunci, cu ajutorul dumneavoastră, a tuturor instituțiilor media, venim în sprijinul cetățenilor și le oferim informațiile de care au nevoie. Este un proiect frumos, până la urmă, nu e foarte lung ca și durată, dar cu ajutorul colegilor mei, cu ajutorul echipei, încercăm să facem ceva și sper, adică sigur vom reuși. Eu sunt foarte optimistă. O întrebare care se pare că vine pe surse, care tocmai mi-a fost transmisă. Etnia romilor nu au școală. Pentru a nu a mai părăsi țara, există vreun proiect pentru ei? Cum să-i reintegrăm în societatea română să nu mai părăsească țara, pentru că nu vor merge dincolo, din păcate, la muncă? În acest moment, nu. În acest moment, nu. Am avut linii de finanțare strict destinate pentru aceste categorii sociale. În acest moment, nu. Avem parteneriate, însă, cu instituția prefectului, cu primăria. Participăm la tot felul de acțiuni. Venim în sprijinul cetățenilor de etnie romă. Am organizat bursa locurilor de muncă pentru cetățenii de etnie romă. Și, bineînțeles că am avut și rezultate. Acum, cel mai important pentru această categorie socială este faptul că în moment, foarte mulți nu au acte. Pentru ca noi să putem să le oferim un curs de calificare, pentru ca noi să putem să le oferim serviciile noastre de informare, mediere, consiliere, să-i ajutăm să-și obțină un loc de muncă, trebuie să-și întocmească la noi un dosar. Au nevoie de niște documente minime. Și atunci, împreună cu evidența populației, împreună cu inspectoratul școlar, împreună cu primăria, v-am spus, prefectura, am încercat să ajutăm să, ca aceste persoane să își scoată certificatul de naștere care nu știu de pe unde era sau pierdut sau așa mai departe, să-și întocmească documentul de identitate, pentru că am avut surpriza să găsim foarte multe persoane pe o singură locuință cu buletinele expirate. Noi nu putem să-i luăm în evidență. Avem și noi sistemele informatice ale noastre și atunci avem nevoie de documentele minime. În acest context avem nevoie de ajutorul și altor certificat instituții. Certificat de naștere și buletin, ceea ce marea majoritate dintre ei, din păcate, nu, nu dețin. Au nevoie de un... Sigur că da, au nevoie și de acte de studii de minime. Studii. Și aici am avut foarte mult de muncă, pentru că nu toți au domiciliu în județul Hunedoara și a trebuit să sunăm noi pe la diverse școli. Minimul de școlarizare. Până la urmă, la cursurile noastre, ca să putem să reintegrăm, avem nevoie de minimul de școlarizare. Care e la 8 clase. 8 clase. Avem și cu 4 clase. Dar sunt persoane care nu au acte de studii și aici este o problemă. Din acest motiv am încercat să încheiem tot felul de parteneriate cu inspectoratul școlar, v-am spus, cu, inclusiv cu protecția copilului, pentru că avem nevoie să le acordăm sprijin și pe această cale. Mai avem un parteneriat cu penitenciarul Deva, noi mergem și în penitenciar, avem acolo... Cei care urmează să fie liberați, să li se ofere să fie un loc de muncă, avem adică întâlniri, să, aibă, să avem fi, întâlniri, poată fi reintegrați în societate. Am o colegă care merge, am fost și eu, nu este, să știți, tocmai plăcut. M-am întâlnit și eu cu persoane de acolo. Oamenii sunt cu foarte multe nevoi. În general, toți au actele de identitate expirate și încercăm și acolo, tot în baza parteneriatelor, să facem cursuri în penitenciar, să încercăm să-i ajutăm cât mai mult și pe aceștia. O activitate intensă. Ce se întâmplă cu un elev de clasa 12-a care peste câteva zile va susține bacul, va lua, nu-l va lua? Mulțumesc pentru întrebare și pentru mingea ridicată la fileu. În acest moment noi, dacă nu era pandemia, aveam acțiunile în școli. În general, Agenția Județeană împreună cu Inspectoratul Școlar se deplasau prin toate școlile, liceele, la anii terminali și povesteam cu elevii.
să vină să se înscrie la noi, să-și facă acel dosar de neindemnizat, după care din septembrie să intre în dosar de șomer indemnizat. Din cauza pandemiei, lucrurile n-au mai fost chiar așa cum ne-am dorit noi, dar chiar ieri două colegi de ale mele au intrat prin sistemul Zoom, că dacă toți copiii nu știu, fac școala pe Zoom, da, ne-am învățat și noi, și-au povestit cu elevii de la liceu pedagogic. Am discutat chiar ieri cu domnul inspector general Pârvan, căruia îi mulțumesc pentru ajutorul care ni l-a oferit, să, începând de săptămâna viitoare, să avem tot așa la liceele de clasa 12-a, ei merg la școală sau cu ajutorul diriginților, să încercăm să-i adunăm și prin intermediul aplicațiilor online să le transmitem minimul de informații și să încercăm să le dăm până la urmă acele informații de care au nevoie. Și mult, să știți că am avut surprize, am fost și eu pe la licee. De-a lungul carierei mele am fost cam peste tot. Îi spun eu, noi n-am știut. Nu ne-a zis nimeni, pentru că în momentul acesta tinerii au cu totul alte preocupări decât aș căuta șomajul. Da. Dragii mei, terminați liceul, luați bacul, nu luați bacul, cu tupeu, bateți în poarta JOFM-ului, scrieți că aveți acces la tot felul de informații. Noi am avut acțiuni, dragii, cu elevii, că asta vreau să mai spun, am avut vizite de la liceu cu cei de clasa 12-a în anii trecuți, la Bursa Locurilor de Muncă i-am chemat să vadă cum stau lucrurile, să vadă cum se desfășoară până la urmă o discuție cu angajatorul, cum trebuie să se poarte, ce trebuie să facă. Deci noi am avut tot felul de acțiuni cu ei. Acum, anul ăsta un pic suntem îngrădiți, dar trecem, rezolvăm. Așa cum se întâmplă și în viața de zi cu zi, la cum o cunosc eu pe doamna Georgeta, întotdeauna vorbește foarte mult și muncește foarte mult și își ocupă timp, pleacă dimineața, vine seara, ați văzut că a spus, acolo, acasă, cineva o așteaptă. Și bineînțeles că viața personală întotdeauna este pe planul 2 și este așa pe scurt și pe repede înainte, că restul este la servici. Știu că ai o pasiune, grădina. Nu, am o pasiune, florile. Da, îmi pare rău că nu e doamna Nicola aici cu ani în urmă. Chiar m-am amintit, aseară discutam cu domnia sa despre orhidee. La vremea aceea nu aveam grădină, aveam un balcon cu câteva zeci de orhidee. Da, din păcate, ce să zic, îmi place foarte mult să aerul, îmi place foarte mult să umblu, îmi place foarte mult verdele. Da, așa am o problemă cu verdeața, cu tot ce înseamnă grădinărit și cu tot ce înseamnă flori. Activitatea la JOFM Hunedoara a fost foarte intensă și să știți că de multe ori mă gândesc eu cum de mai mă suportă soțul meu. Așa, ajung acasă după videoconferințe, după zeci de mii de telefoane, ruptă de obosită și fug în grădină. Dar am o întrebare, duci acasă stresul și probleme? Da, ajung așa cu foarte multă încărcătură, îi spun câteva cuvinte repede tot ce s-a întâmplat, mai povestim și seara pe terasă, dar plec în grădină. Îi mulțumesc că mă suportă și că mi-este alături și m-a susținut în toată perioada asta, pentru că vă dați seama, la 8 seara sau după o videoconferință care s-a terminat la 7 după amiaza, sau după plecat la 1 mai și sâmbătă, duminică la serviciu, facem e o problemă. Facem o surpriză la doamna Georgeta, uite aici. Mulțumesc. Este împreună cu soțul, colegul meu Rosetti, căruia îi mulțumesc că și în această dimineață este alături de mine. Rosi, dacă poți să derulezi câteva poze. Da, o altă pasiune la noastră sunt vacanțele, plimbările, dar din păcate acum da, suntem în grădină. Ce să zic, e frumos până la urmă, activitatea în domeniul serviciului public de ocupare e foarte frumoasă și v-am spus, îmi iubesc meseria. Am făcut-o de la 19 ani de mică și, să zic așa, am crescut odată cu serviciul public de ocupare. Încerc să fac câte puțin și încerc să mulțumesc pe toată lumea, dar să știți că câteodată e foarte greu.
Există un loc unde mă relaxez, da, în grădină, la florile mele și la... fac grădinărit, la roșii, la așa mai departe. Uite, o poză pe care o așteptam, eu știam că urmează să... Da. Un membru al familiei, cine da, este? Da, el e Pisu, este pisicul nostru în fiat. Soțul meu, când ne-a mutat la casă, mi-a spus, nu ne cumpărăm pisică, când vin, ne găsește ea. Da, am... Soțul are și un nume? Da, Viorel. Pe dimineața, domnul Viorel. Pisica e înfiată, are o poveste, am ținut-o în brațe, o ducem la doctor, are carnet, e deja matriculată și e o pisică foarte șmecheră, mă știe de când ajung acasă, vine la poartă, știe cunoaște că eu motorul. Eu sunt cea care aduce ceva bun, stă cu mine în grădină. Deci ea îți aduce, să spunem așa, liniștea și pe nu lângă numai. Florile. Da. Pe lângă florile pe mai care am tu un le membru iubești. Al familiei, cățelușa noastră. Oh, numele. Prezentăm. Ah, o cheamă Bucovina. Noi nu avem wow, așa. Ce nume Bucovina. Da. Ce noi nu avem așa o chestie cu nume. La noi pisicul e Pisu, cățelușa e ciobănesc de Bucovina, o cheamă Bucovina. Da. Mai aveam și un arici într-o vreme și îl chema arici. Și îl chema arici? Da. 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 Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că v-ați trezit așa de dimineață, un pic mai devreme decât vă trezează de obicei pentru a putea veni în emisiunea Super Dimineața. Mulțumesc și eu, să știți că în general eu mă trezesc la 5:30-6, deci nu e nicio problemă. Și vreau să-mi promiteți că vom ține legătura și veți reveni la noi în emisiune cu prima ocazie. Cu vești bune, sper să revenim cu lucruri bune pentru locuitorii județului, pentru persoanele care au nevoie de noi. Încă o dată, mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați diseminat toate comunicatele noastre. Mulțumesc colegilor mei de la AJFM Hunedoara pentru modul cum s-au implicat în absolut tot ceea ce înseamnă activitatea noastră. Mulțumesc celui de lângă mine. Ce să zic? Mulțumesc tuturor! Dragii mei, din păcate aici ne luăm la revedere de la doamna Georgeta, director executiv AJFM Hunedoara, o femeie pe care o găsiți acolo fiecare zi, aproape de dumneavoastră, un funcționar public de carieră, cum ne-am dorit să găsim în toate instituțiile, nu doar din județul Hunedoara, de peste tot, dragii mei. Și constat că rețeta succesului este ce dăruiești, aia primești. A dăruit respect, implicare, vorbă bună, autoritate, aia și primește înapoi. Nu plecați de lângă noi, vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Și nu vă plecați de lângă noi, ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate cu Nicol și, bineînțeles, horoscop. Super, super dimineața. Super, super dimineața.